Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video pe canal. Astăzi o să spargem ceva diamante pe contul lui Yemi. Deci înainte de ce a făcut clipul, apăsați toată lumea pe butonul de like, strângem peste 1000 de like-uri cât mai rapid. Dacă sunteți noi, puteți să vă abonați cu clopoțelul ca să primiți notificări atunci când postez. Și dați un follow pe Instagram la alex.15, aveți link în descriere. Dacă vreți să vă bag diamante cu PaySave, aveți prețurile pe ecran, diamantele intră instant și mă găsiți pe Instagram în descriere. Și dacă vreți să deveniți membri ai canalului, la fel, tot prin descriere sau puteți să apăsați pe butonul de alătură-te ca să aveți acces la beneficii speciale dedicate membrilor canalului, da? Cam asta a fost treaba și cu introducerea, mă băieții, suntem aici pe contul unui prieten, aparent în Yakuza, Yemi, și o să spargem ceva diamante fiindcă vrea să îl ia pe Ronaldo, să ia bundle-ul lui Ronaldo plus emote și chestii. Hai să vedem care e treaba, să vedem dacă îl luăm pe Ronaldo și câte diamante cheltuim pe el. Deci, acum o să vă las cu videoclipul în care o să bag diamante și o să sparg pentru Ronaldo, da? Deci, hai să vedem. Bun, băieții, hai să vedem și bundle-ul. Dăm aici frumos. M-am jucat eu pe cont dimineață și am schimbat costumele, dar nu contează. Dăm aici frumos, uite, CR7, fast equip și... Bă, sincer să fie, eu zic că nu prea s-au meritat 1500 de diamante pentru costum, dar... dacă l-a vrut Yemi, a zis, bă, frate, dă până ei, până ei pe Cristiano și emote. Uite că am dat aici frumos. Buții ăștia nu prea îmi plac mie deloc. Pantalonii sunt ok, asta e ok. Bă, frate, dar puteam să scrie și ei pe spate frumos CR7, Cristiano Ronaldo sau ceva de genul. Nu o să scrie Crono, da? Fiindcă face tot jucătorul de rahat. Deci cam asta e treaba, da? Cam asta e obiecția mea. Bun, hai să dăm aici ceva albastru. Punem și noi șapca asta albastră așa. Aici punem ochelarii ăștia sau punem pe ăștia așa de șmecher. Și cam ăsta e bandul lui Ronaldo. Am echipa și emote-ul. Uitați-l aici frumos. Bă, emote-ul sincer să fie un place. Emote-ul e de nota 10 și e super super blană. Nu știu dacă l-avea pe Lucheta, fiindcă aparent l-am luat. Da, l-avea, logic, l-avea pe Lucheta. A, uitați-l aici și îmbrăcat. Bun, hai să ne schimbăm înapoi pe aloc și cam asta e. Mama are și barba neagră, Yemi. Imediat o să ne uităm și puțin pe cont. Cam asta e Ronaldo. Hai să dăm aici ce avem. Deci avem chestiile astea legendare. Știu că am băgat foarte, foarte mulți bani cu mine într-un timp, mai exact în carantină, după carantină, prin iunie, iulie, august, pe acolo. Și a luat foarte multe costume. Vedem că avem astea. Ok, deci avem multe costume de la evente pe contul lui Yemi. Blocăm și noi astea dacă e. Avem și pe ăsta, bă, ăsta nu știu de unde. Ăsta e la Elite Pass și ăsta, asta e doar casca, bun. Avem și ăsta la ziua Free Fire, hai că ziua de la Buia. Ăsta e Diamond Royal. Oricum avem foarte, foarte multe costume, da? Ăsta? A, ăsta e de la Magic Cup, da. Și chiar s-a băgat bani mulți în contul ăsta. Știu că băga Yemi foarte, foarte mult cu mine. V-am zis în perioada aia și... avem aici ceva costume la evenimente. Hai să vă arăt armele. Deci armele, bă, armele zblanau. Totuși hai să mă schimb și eu frumos. Punem aici un bundle. Punem ăsta. Sau
Aia, punem ăsta. Deci armele zblanau, mă, băieții. Câte cutii a deschis băiatul ăsta pentru arme, deci nu vă imaginați voi. Bun, deci avem aici... asta e M4-a, frumos, avem ăsta. Ok. Acau, avem Acau Dragon, avem Acau Move pe care l-am recomandat eu să-l ia de la incubator, fiindcă dă blană. Și ăsta Dragonul l-am și eu, deci astea trei le-am și eu, evident, pe cont. Ăsta e șmecheruț. Scarul Titan, evident. Cum să nu ia Emi, cum să nu ia Emi Scarul Titan. Cupidul, nu știu câte cutii a deschis pentru Cupid. Ăsta de la... aparent ăsta nu, am uitat să-l ia pe contul meu. Bun, ăsta de la Weapon Royale și cam asta e treaba. Și am Cupidul și Titanul. Și ce mai pe pritoare știu că avem. Ăsta a fost la Weapon Royale. Bun, nu prea am aici ce arăta. SMG-uri, am aici frumos. Astea, ok. MP5-uri, avem MP5-urile astea, bun. Puritoare, avem puritoare galbenă, pe care evident că am luat-o din prima. Deci, bă, forță, forță, forță. Am jucat câteva meciuri azi cu ea la rank și rupe. Avem asta, și asta roșie pe care am luat-o acum, dacă nu mă înșel. Deci puritoarele astea două zblanau. Mechanicalul 37 de zile, o să le ia și pe ăsta permanent. Pe 90 avem doar ăsta. Shotgun, avem ăsta roșu, asta am jucat puțin manșat cu ăsta cu 2 range, fiindcă e blanao. Ăsta roșu de la incubator, hai să dăm și aici frumos show în lobby. Și ăsta, da? Nu a apucat să ia ăsta cu 2 range, fiindcă nu știu ce n-a avut el, dar shotgun-ul ăsta 2 sunt foarte, foarte blanao. Spasul nu mă interesează, snipere, am câte skin-uri, avem aici pistoale. Avem aici frumos tigăi, deci toată colecția ce s-a băgat în Free Fire, o vedeți la Emi pe cont. Katana, avem doar două katana, pumnii, grenade aici, 12 grenade nu sunt multe, 12 glue-uri ca mine, sau dacă mă înșel eu am 13, vedeți aici frumos și cam asta e treaba, măiții, cu... avem și ăsta permanent. Mamă, blana. Și cam asta e treaba, măiții, și cu videoclipul ăsta contului Emi, nu prea am vrut să vă... să vă fac eu multe chestii, dar... o să urmeze să bage și caracterul Ronaldo în Free Fire la top up sau chestii de genul și atunci o să fac un videoclip special, fiindcă am pregătit pe contul principal 1000 de diamante și na, cam asta a fost treaba și cu videoclipul. Ăsta e contul lui Emi, imediat încă o dată, pardon, încă o dată îi mulțumim fiindcă ni l-a dat aici să bagem diamante pentru canal. Deci cam asta a fost treaba. Dacă vreți să participați la concursul cu Aloc, fiindcă pe Crăciun, de Crăciun o să extrag câștigătorii, la fel sunt foarte obosit când filmez, aveți link în descriere la concurs. Bun, le mulțumesc membrilor canalului fiindcă mă susțin. Dacă vreți să vă bag diamante cu PC, aveți prețurile pe ecran, intră instant și mă găsiți pe Instagram, aveți link în descriere. Hai cu like-uri acolo, comentarii și cam asta a fost treaba. Sper că v-a plăcut videoclipul, nu uitați de like și ca de obicei, noi ne vedem data viitoare.